și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Articolul pe care vi-l vom prezenta astăzi în varianta audio-video poartă numele de Atunci când vă rugați să spuneți așa. Am încheiat citatul. Atunci când a pictat tabloul Întoarcerea fiului risipitor, artistul spaniol Bartolomé Esteban Murillos a reușit să expună într-un mod minunat una dintre cele mai importante învățături ale Domnului Iisus Hristos, anume aceea conform căreia, în ciuda păcatelor noastre, Tatăl nostru Ceresc este întotdeauna gata să ne ofere iertarea Lui și să ne primească înapoi. Domnul Iisus Hristos repune accentul pe acest punct important atunci când îi învață pe ucenicii săi cum să se roage. De aceea, deoarece Dumnezeu este un Tată iubitor, noi putem întotdeauna să ne apropiem de El cu încredere, spunând, citez, Tatăl nostru care ești în ceruri. Citatul este din Matei, capitolul 6, versetul 9. Focusată pe acest punct important, rugăciunea Tatăl nostru conține mai multe cereri speciale. Rugăciunea Tatăl nostru nu reprezintă un ritual misterios prin care credinciosul caută să comunice cu divinitatea. De aceea, noi avem nevoie să înțelegem de ce ne rugăm în acest fel și ce anume ne rugăm atunci când utilizăm aceste cuvinte spuse de însuși Domnul nostru, Iisus Hristos. Fiecare cerere din cadrul rugăciunii Tatăl nostru implică ceea ce se numește asocierea verbală, adică acel proces lingvistic în care, atunci când folosim un anumit cuvânt, noi înțelegem un întreg proces complex care are loc în spatele lui. De exemplu, atunci când la rubrica meteo ni se vorbește despre zăpadă, noi implicăm întreg anul timpul iarna în înțelegerea noastră despre zăpadă. În acest fel, atunci când ne rugăm una dintre cererile rugăciunii Tatăl nostru, Dumnezeu dorește ca mintea noastră să se conecteze la înțelesul larg a acesteia. Rugăciunea Tatăl nostru începe cu afirmația, Tatăl nostru care ești în ceruri, și o regăsim în Matei 6, versetul 9. Despre acest pasaj, reformatorul german Martin Luther spunea faptul că, citez, Dumnezeu, prin aceste cuvinte, ne invită să credem faptul că noi suntem adevărații Săi copii și, în consecință, să venim înaintea Lui cu toată încrederea ca niște fii iubiți înaintea unui Tată iubitor. Închei citatul. Acest lucru este în acord cu ceea ce Sfântul Apostol Pavel ne spune în epistola sa către creștinii din Galatia, acolo unde spune, citez, și, pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu, și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Citatul este din Galate, în capitolul 4, versetele 6 și 7. Rugăciunea predată de către Domnul Iisus Hristos continuă cu afirmația, Sfințească-se numele Tău. Aceasta o găsim în Matei, capitolul 6, versetul 9, a doua parte. Cu siguranță, nu de puține ori, la prima vedere, o astfel de cerere pare una prostească. Numele lui Dumnezeu este sfânt în sinea lui. El nu are nici de cum nevoie ca noi să îl sfințim. Rugăciunea noastră nu poate să sfințească numele lui Dumnezeu, care este deja sfânt. Totuși, Domnul Iisus Hristos ne învață să ne rugăm ca numele Lui Dumnezeu să fie sfințit printre noi. Dar cum se poate face un astfel de lucru? Pentru început, creștinii au nevoie să-și reamintească faptul că diavolul este activ în a răspândi învățături împotriva Lui Dumnezeu peste tot în această lume. O foarte mare parte din cei care poartă numele de creștini sunt prinși în diverse activități care, în realitate, sunt împotriva lui Dumnezeu și aduc ofensă sfințeniei sale. Multe biserici creștine din prezent, deși afirmă că urmează învățătura lui Iisus Hristos, în realitate
au pervertit atât învățătura Mântuitorului, cât și practicile bisericii primare, fiind conduse de tot felul de superstiții și de ambiții financiare, mai degrabă decât să fie interesate de supunerea față de poruncile lui Dumnezeu, de dragostea față de aproape și de misiunea sfântă de a aduce Evanghelia Domnului Iisus Hristos la toți locuitorii acestei lumi. Din aceste motive, Domnul Iisus Hristos ne învață să ne rugăm spunând, citez, Sfințească-se numele Tău, închei citatul, pentru ca noi să avem puterea de a face aceste afirmații în mod public în închinarea noastră și astfel să stăm în opoziție față de apostazia multor creștini și a multor biserici creștine din prezent. De asemenea, noi sfințim numele lui Dumnezeu atunci când trăim o viață după voia Lui. Din nefericire, și noi care ne numim urmași ai lui Hristos, spunem, citez, Sfințească-se numele Tău, închei citatul, dar din păcate viața noastră se dovedește total altceva datorită stilului nostru de viață de neascultare de voia lui Dumnezeu. Îmi aduc aminte faptul că în lumea antică părinții erau dezonorați atunci când fiii sau fiicele lor trăiau o viață de minciună, de delăsare, de curvie sau de alte lucruri asemănătoare acestora. În același fel, și noi îl dezonorăm pe Dumnezeu atunci când, ca și cum am respinge prezența Lui, noi trăim o viață de pasiune față de păcat. Rugându-ne zilnic, sfințească-se numele Tău, noi ne readucem aminte de faptul că suntem datori să trăim în lumina cuvântului Lui Dumnezeu, în iertarea Sa și în împlinirea voii Sale sfinte. Cuvintele Domnului Iisus Hristos continuă spunând, citez, vie împărăția ta. Citatul este din Matei, capitolul 6, versetul 10, prima parte. Cuvântul împărăție ne poartă cu gândul la o zonă geografică peste care domnește cu autoritate un împărat. Cu autoritate înseamnă că el împărățește pe baza unor reguli și a unor legi. Spre diferență de o împărăție din această lume, împărăția lui Dumnezeu nu are granițe geografice, ci orice credincios, indiferent de locul în care se află pe acest pământ, indiferent de timp și de circumstanțele sociale și politice, se află în această împărăție sfântă. Spunând aceste cuvinte, citez vie împărăția ta, noi suntem încurajați zilnic să avem speranță pentru viața noastră. Fiecare credincios creștin știe faptul că, citez, suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Citatul este din 1 Ioan, capitolul 5, versetul 19. Și rugându-se, vie împărăția ta, fiecare creștin trăiește plin de speranță în fiecare zi prin faptul că el primește de la Domnul Iisus Hristos puterea de a trăi o viață după voia lui Dumnezeu. Prin moartea și învierea lui, Iisus Hristos l-a învins pe diavol, care ținea întreaga omenire captivă în păcat. Și harul lui Iisus se revarsă acum către cei care îi sunt credincioși. Dar este mai mult decât atât. Mult mai mult. Dumnezeu ne cere să ne rugăm pentru ceea ce El însuși deține, așa cum și Sfântul Apostol Pavel ne învață să dăm slavă, citesc, celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Citatul este din Efeseni, capitolul 3, versetul 20. Dumnezeu ne învață să avem așteptări mari de la El. Desigur, fără a înțelege primar lucruri egoiste care ies din voia Lui sau din împărăția Lui. Poate afirmația care șochează cel mai mult la rugăciunea Tatăl nostru este următoarea, citez, Facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Citatul este din Matei, capitolul 6, versetul 10. Este surprinzător și poate chiar scandalos ca un om să creadă că poate să-i permită lui Dumnezeu ca acesta să facă voia sa pe acest pământ. Găsim însă un răspuns în afirmația Sfântului Apostol Pavel, care ne spune faptul că, citez, noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor întunericului acestui veac.
împotriva duhurilor răutății care sunt în locuri cerești. Citatul este din Efeseni, capitolul 6, versetul 12. Cu alte cuvinte, noi cei care îl urmăm pe Hristos trebuie să facem față unor forțe ale întunericului care au ca prim obiectiv distrugerea noastră și readucerea noastră în sclavia păcatului și implicit a diavolului. Atunci când cuvântul eliberator al lui Dumnezeu este predicat în această lume, diavolul se luptă ca să-l limiteze, ba chiar ca să-l oprească. Fără Dumnezeu, noi nu putem să rezistăm acestor atacuri. De aceea, Domnul Iisus Hristos nu ne-a lăsat să luptăm împotriva diavolului de unii singuri. Prin această cerere din rugăciunea Tatăl nostru, El ne amintește faptul că ne protejează de cel rău. Iată cât de minunat ne încurajează Mântuitorul nostru. Citez. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Citatul este din Ioan 16, versetul 33. Domnul Iisus Hristos nu ne-a promis niciodată că ne va scoate din această lume până la a doua sa venire, ci ne-a promis să ne protejeze în această lume. Din acest motiv, noi suntem învățați să ne rugăm spunând, facă-se voia ta, pentru că avem încredere că voia lui Dumnezeu este una plină de iubire pentru noi și că ne va proteja de cel rău. Cea de-a șasea cerere din rugăciunea Tatăl nostru spune astfel, citez, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și este găsită în Matei, capitolul 6, versetul 11. Iată că, dacă primele cinci cereri au avut de-a face cu aspecte spirituale, această cerere se referă la o nevoie fizică a omului. Privind la faptul că suntem învățați să ne rugăm acest lucru, cei care se împotrivesc lui Dumnezeu s-ar putea să profite și să afirme faptul că Dumnezeu nu este interesat să ne asigure acest suport decât dacă noi îl rugăm în mod special. Unei astfel de atitudini, noi îi răspundem faptul că Dumnezeu este interesat absolut de cel mai neînsemnat aspect al vieții noastre, deoarece Domnul Iisus Hristos afirmă, citez, cât despre voi, până și perii din cap toți vă sunt numărați. Citatul este din Matei 10 cu versetul 30. Creștinul se roagă aceste lucruri nu pentru a forța mâna unui Dumnezeu nepăsător, ci pentru a-și arăta recunoștința și dependența față de un Dumnezeu atent la toate detaliile. Existența noastră se desfășoară în cadrul acestei lumi corupte și rele. Atunci când autoritățile sunt corupte, resursele de hrană devin o problemă. Războaiele aduc foamete, iar foamete aduce la pierderi de vieți omenești. De asemenea, există catastrofe naturale, economice, industriale, care pot conduce la instaurarea foametei în anumite regiuni. Rugându-ne, citez, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, închei citatul, noi cerem lui Dumnezeu însă mai mult decât hrană pe mesele noastre. Noi, practic, îi cerem ca umanitatea să aibă parte de pace, să fie ferită de conflicte militare, de conflicte sociale sau politice, să fie ferită de catastrofe de orice natură și astfel să avem binecuvântarea de a avea cu ce să ne hrănim. De asemenea, prin această rugăciune, noi ne arătăm dependența de Dumnezeu în obținerea celor necesare traiului nostru de zi cu zi și aducem mulțumiri pentru faptul că El ne susține în această direcție. Atunci când devenim creștini, fiecare dintre noi vine la o viață nouă, la o existență nouă. De aceea, Domnul Iisus Hristos ne învață în continuare să ne rugăm, citez, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Citatul este din Matei, capitolul 6, versetul 12. Despre devenirea noastră în calitate de creștini, Sfântul Apostol Pavel ne spune, citez, dacă este cineva în Hristos, el este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Citatul este din 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Desigur că viața noastră continuă să fie marcată de conflicte în familie sau în societate și, din acest motiv, ne afirmăm împreună cu Apostolul Pavel, citez, binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Citatul regăsim în Romani, capitolul 7, versetul 19. Situația noastră este una cât se poate de disperată.
atât de disperată, încât în fiecare clipă trebuie să-i reamintim lui Dumnezeu faptul că suntem păcătoși și faptul că avem nevoie de iertare. Practic, de fiecare dată când prin credință ne rugăm, spunând și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, noi afirmăm împreună cu Sfântul Apostol Ioan faptul că, citez, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Citatul este din 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Iisus este Cel care ne învață să ne rugăm în acest fel. De cele mai multe ori, prima parte a acestei părți din rugăciune o înțelegem perfect. Avem probleme, din păcate, cu înțelegerea părții a doua, acolo unde Domnul ne învață să spunem, citez, precum și noi iertăm greșiților noștri. Închei citatul. Această afirmație ne arată faptul că iertarea păcatelor noastre de către Dumnezeu este precedată de iertarea pe care noi o acordăm celor care ne greșesc, și nu invers. Noi suntem fiii lui Dumnezeu. Cum Dumnezeu ne iartă pe noi, la fel și noi trebuie să iertăm pe frații noștri, adică pe aproapele nostru, oricare ar fi el. Acesta nu este un principiu teoretic, ci este o obligație reală. Noi ne eliberăm de vină prin iertarea lui Dumnezeu și suntem îndemnați de către Dumnezeu să ne iubim aproapele, deci implicit să îl iertăm. Să iertăm la rândul nostru vina acestuia. Rugăciunea și iertarea merg mână în mână. O inimă care se încrede în Dumnezeu va ierta greșelile celor care îl înconjoară. Iertarea altora este iertarea noastră. De aceea ne rugăm cu încredere, citez, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Închei citatul. Trecând mai departe, se naște o întrebare. Oare de ce ne învață Domnul Iisus Hristos să ne rugăm, citez, Tatăl nostru care ești în ceruri, citatul este din Matei, capitolul 6, versetul 9, pentru ca mai apoi să ne învețe să spunem, citez, nu ne duce în ispită. Citatul este din Matei, capitolul 6, cu 13. Dacă Dumnezeu este Tatăl nostru iubitor, cum este posibil ca El să ne ducă în ispită? Mai mult, Sfântul Iacov ne spune faptul că, citez, nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Citatul este din Iacob 1, versetul 13. Atunci când noi ne rugăm lui Dumnezeu, nu ne duce în ispită, noi cerem lui Dumnezeu să nu permită ca noi să fim ispitit. O înțelegere corectă a acestei cereri ne va oferi confortul necesar credinței noastre. Ne va face să ne simțim în siguranță cu privire la atacurile zilnice la care ne supune diavolul. Privind în jurul nostru, vedem oameni care în trecut obișnuiau să meargă la biserică, să se roage, să cânte, să asculte cuvântul lui Dumnezeu și să se împărtășească cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Acum îi vedem complet dezinteresați de Dumnezeu, trăindu-și viața după regulile lumii acestea păcătoase. Alții pretind că sunt creștini practicanți, vin la biserică și participă la închinare. Unii sunt chiar slujitori și predicatori ai bisericii. Dar mai apoi vedem că ei trăiesc o viață în care sunt interesați doar de obținerea de foloase materiale și de succes. În afara lui Hristos, noi nu suntem în siguranță în ceea ce privește atacurile diavolului. Atâta timp când nu suntem în Hristos, toate aceste lucruri pe care le vedem întâmplându-se prietenilor sau apropiaților noștri, toate acestea ni se pot întâmpla și nouă. Rugându-ne, citez, nu ne duce în ispită, am încheiat citatul, noi putem spune cu bucurie faptul că Dumnezeu ne ține în paza Lui prin Hristos, ferindu-ne de ispitele diavolului. La finalul cererii, Iisus Hristos ne învață în rugăciunea Tatăl nostru să spunem, citez, izbăvește-ne de cel rău. Citatul este din Matei, capitolul 6, versetul 13. Există un motiv foarte întemeiat pentru care Domnul Iisus Hristos a lăsat această cerere la final. Dacă ne rugăm să fim feriți de rău,
Este evident că restul cererilor trebuie să o preceadă pe aceasta. Să fie slăvit numele lui Dumnezeu, să vină împărăția sa, să se facă voia lui Dumnezeu, să primim pâinea cea de toate zilele, să ni se ierte păcatele și să nu fim lăsați în ispită. Prin toate acestea, Dumnezeu ne ține în paza Lui și ne ferește de răul care ne-ar putea răni sau distruge. Niciodată nu trebuie să uităm faptul că avem în diavol un inamic crud și de neînduplecat. De aceea ne rugăm neîncetat, izbăvește-ne de cel rău. Sfântul Apostol Petru ne spune un lucru foarte grav, citez, fiți streji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru diavolul dă tâlcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Citatul este din 1 Petru, capitolul 5, versetul 8. Fără izbăvire din partea lui Dumnezeu, fiecare dintre noi ar fi distrus de acest prădător malefic. Despre această minunată rugăciune, reformatorul Martin Luther spunea, rugăciunea Tatăl nostru este cea mai glorioasă promisiune a faptului că Dumnezeu ne ascultă, iar noi ar trebui să nu renunțăm la aceasta pentru niciuna dintre binecuvântările acestei lumi. Am încheiat citatul. Ori de câte ori ne rugăm rugăciunea Domnului Iisus Hristos, noi o terminăm spunând, citez, amin. Aceasta este declarația noastră cu privire la faptul că Tatăl nostru Ceresc, datorită meritelor lui Iisus Hristos, primește rugăciunea noastră în ciuda păcatelor noastre și a slăbiciunilor noastre. Prin moartea și învierea sa, Iisus Hristos a făcut posibil ca noi să ne putem întoarce la Tatăl nostru Ceresc, exact așa cum Fiul Risipitor s-a întors la Tatălui. Noi putem să venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăminți și să avem convingerea că Dumnezeu ne ascultă pentru că, citez, în adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în el sunt da, de aceea și amin, pe care îl spunem noi, prin el, spre slava lui Dumnezeu. Citatul este din 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 20. Până data viitoare, mă rog ca bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze inima, sufletul și mintea și Duhului Dumnezeu să vă călăuzească viața, să vă întărească credința și să vă facă puternici în Iisus Hristos. Vă mulțumesc! La revedere!